Buzăul va avea o sală de sport multifuncțională pentru persoanele cu dizabilități, unică în România. Consiliul Județean a aprobat în ședința extraordinară de ieri predarea amplasamentului către Compania Națională de Investiții. Sala va fi construită pe strada Horticolei, în zona liceului pentru deficienți de vedere, și va fi una complexă, complet echipată specificului, ce va putea găzdui competiții naționale și internaționale. E o sală complexă, cu gradene, cu tot felul de echipamente, cu aparatele necesare pentru a acești copii și nu numai copii să poată să facă sport. Investiția, care se ridică la aproximativ 16 milioane de lei, nu va fi derulată de administrația județeană, fiind vorba de un proiect derulat de Compania Națională de Investiții, cu finanțare prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social. La sfârșitul anului trecut, Consiliul Județean a aprobat studiul de fezabilitate pentru acest proiect, iar după ce ieri a fost făcut pasul următor, prin cedarea amplasamentului lucrării, urmează să fie organizată o licitație pentru desemnarea constructorului. Întregul proiect urmează să fie gata în maxim un an și jumătate.